În această dimineață am ajuns cu revista Născut pentru Sport în fața acestor micuți basketbaliști antrenați și pregătiți de către Bogdan Popescu la clubul său CS Sport Star Timișoara. Suntem în sala de sport a Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității de Vest Timișoara. După ce mă voi delecta privindu-i cum se antrenează, voi începe deja tradiționalul circuit de a putea să le receptez mesajele lor, ei fiind copii sportivi de performanță, mesaje către copiii care deocamdată nu practică sport, mesaje care vor ajunge în școlile Timișeni. Povestea de succes a antrenorului lor, Popescu, a fost promovată în acest număr 2 al revistei, până Născut pentru Sport. Acum vom vedea un scurt concurs de aruncări, cum zice domnul antrenor Bogdan Popescu. Ia să vedem și priceperea celor mici. Că-l vedem și pe Bogdan acum aruncând, foarte fain. Frumos! Gata, dragii mei, mulțumesc frumos! O să întrerupem un pic antrenamentul. Bogdan, dragă, mă bucur să te revăd. Dragii mei, haideți un pic mai aproape, vă rog. Uite, chiar în dreptul acestui coș aici să fie un cadru specific pentru voi. Bogdan, o să vii, te rog, un pic mai aproape de mine. O să te rog frumos acum, în primul rând pe tine o să te rog, dacă îmi permiți. Știi foarte bine, ți-am povestit de acțiunea noastră azi în proful tău de sport, care voi urma să veniți în școlile din județul Timiș, să țineți ora de sport cu copiii și să oferiți revista cu autografe și să le transmiteți un frumos mesaj motivațional să facă sport. Din cauza pandemiei a trebuit un pic să renunțăm la această intrare efectivă fizic în școli și atunci am convenit cu partenerii noștri, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, să venim la voi la cluburi, oricum trebuia să venim să vă aducem și revistele, dar voi să transmiteți un mesaj filmat pentru copii, iar pe paginile de Facebook ale școlilor vor fi postate aceste mesaje ale voastre. Și o să te rog mai întâi pe tine, pe de o parte, să-mi prezinți un pic această echipă de puși teribil, ce înseamnă CS Sport Star Timișoara pentru tine, ce performanțe aveți și ce gânduri de viitor și după care să-mi transmiți atât tu și copiii un mesaj. Să sperăm viitor basketbaliști. Momentan ne pregătim să formăm o echipă generația 2010-2012.
cam asta ar fi mare. Pentru noi, sunt mine special, basket înseamnă mai mult decât sport, înseamnă un mod de viață, înseamnă sănătate în primul rând și, și mai mult decât orice, înseamnă o religie, un mod de a trăi. Te rog frumos să te prezinți și tu ca sportiv, pentru că o să vadă acest material copii care nu-ți cunosc cariera. Te rog în câteva cuvinte să le spui cine ești. Felicitări. Activitate. Sunt campion european, câștigător al Cupei României. Alte lucruri de spus, dar nu prea place mie să mă prezint așa. Nu știu ce am văzut, am făcut, n-are importanță. Vreau să-i prezint pe băieții mei. Așa, chiar te rog, haide să ne apropiem așa de fiecare și de cum îl prezinți el să transmită și un mesaj. Te rog. Primul este Radu, cel mai tare din... Radu și mai cum? Radu Duș, Radu Tate Cinciu. Așa. Prezintele și spune... Mesajul tău pentru un copil care nu face sport. Pentru un copil care și încurajează în același timp. Și de ce să facă basket, de exemplu? Tu cum ai aflat de acest lucru? Am aflat că fratele meu făcea basket și am înțeles, ai avut un model în casă, da. Foarte frumos. Felicitări, dragule, să câștigi primul tău campionat, da? Când vei participa. Treci pe firmament, băieții din generația pe care noi vrem să o creștem. Așa, te rog, și tu un mesaj? Păi, eu le zice să facă sport pentru că este sănătos. Și tu? Ce gânduri ai pe viitor? Ce vrei să ajungi? Să mai campion zimă, să joci și tu basket profesional. Copiii sportivi sunt tot timpul foarte, foarte modești și nu prea au așa vorbele cu ei, dar ei demonstrează pe terenul de sport ceea ce pot. Cine mai vine să transmită un mesaj așa un pic mai profund, așa, dă-mi un mesaj așa să convingem niște copii. Tu știi, alt băiat din generația noastră, poate 5. Așa, fii puternic. Te rog, Dragoș. Și să facem sport pentru că ne ajută cu sănătatea și ne cresc. Așa, și tu, dacă ai vrea să aduci un copil, un coleg de-al tău, un prieten, vecin de cartier, să-l aduci într-o zi aici în sală să te asiste pe tine, crezi tu că-l convins să se apuce de sportul basket? Atunci fă acest lucru. Uite, domnul antrenor, am și o idee, am mai propus-o și la alte cluburi. Cel puțin o dată pe lună să aveți câțiva invitați, copii care n-au nicio treabă cu basketul, și să vină să stea efectiv pe băncuța aici să asiste. Eu sunt convinsă că cel puțin un copil dintr-o astfel de vizită se va apuca de acest sport. Dar ne dorim să facem așa. Chiar ar fi foarte frumos și motivațional ar fi ca fiecare să aducă cât un prieten, cât un invitat. Oricând. Te rog, cine mai ne dă un mesaj? Edi! Te rog. Mă numesc Edi, sportul este face sănătos și tu... face bine sănătoasă. Așa. Și basketul recomand că este un sport foarte frumos de echipă și sper că avem mai mulți copii să se apuce de. Ai un idol? Da. Cine? Am înțeles. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult la el? Eu am numit procedeu, o tactică a lui așa care vrei să o copiezi și tu, să o faci și tu? Așa înseamnă asta, înseamnă documentare și pregătire. Și ai luat foarte în serios acest sport, da? Da. Bine, felicitări! Avem pe cel mai experimentat jucător al nostru, de foarte mult timp la noi. Așa. Bun, te rog, Emanuel. Emanuel, am 15 ani, la arena națională și mă poate de 4 ani. Da, care a fost fraza, nu prea am progresat, așa că nu mai testa foarte mult. Dar acum, pe ultimele luni, am uitat vara asta foarte mult la NBA și mă prins pasiunea așa puțin mai puțin. Eu recomand că este un sport care ajută să ne îmbunătățim capacitățile de a comunica, de a avea o echipă, că este un sport de echipă. Și eu, din ce am făcut foarte mult prieteni aici la echipă și recomand. Eu tot timpul am spus că basketul are o anumită magie. Cucerește, fascinează prin mișcările acelea formidabile, mă refer la acolo, în regatul NBA, cum ai spus tu. Cred că orice copil la o dată în viața lui s-a gândit să se apuce de basket. Eu așa, asta e doar impresia mea, numai pentru a putea vreodată să încerce să bată mingea așa cum o bate un basketbalist profesionist. Tu cum ai descoperit acest sport? Eu m-am fost la școală și am văzut cum să fie un până când m-am uitat în altă clădire la
Da, da. Eu eram clasa 5, erau 8, erau da. Adică ai receptat magia de care am spus eu mai devreme, da? Mai face magie. Corect, corect. Și având un antrenor idol cum este Bogdan, n-ai cum să nu fii motivat. Mulțumesc mult, dragul meu. Cine ne mai transmite un mesaj? Haideți, dragii Tudor. Mei. Tudor, prietenul meu Tudor, alt băiat al nostru care face foarte mult timp și vrea să facă o carieră, să spunem, mai cea mai profi, mai profesionistă în basket. Mod de viață e pentru tine basketul, gata? Alt sport niciodată? Am făcut și alte sporturi, dacă niciunul nu mi-a plăcut la fel cu basketul. Așa? Am ales basketul pentru că este un sport de echipă și care îți dezvoltă multă abilitățile. Păi hai să-ți mai spun ceva, și fotbalul e sport de echipă, și handbalul, și rugby, de ce basket? Pentru că nu îmi plac restul. Ți-a atins ție sufletul acest sport, da? Da. Îți mulțumesc frumos și să ai numai succes. Cu cine mai povestim? Mio, cel mai nou. Mio și de fapt Ștefan, cei mai noi colegi ai noștri. Salut, Ștefan! El e Mio, drag. Ștefan e următorul. Așa? Te rog, Mio, drag. De cât timp ești tu aici la club? Nu e de foarte mult. 3 luni. Da, e nou. E nou, dar muncește mult, e înalt. Bravo. Ai mai făcut acest sport vreodată pe la alt club? Deci tu ai pus mâna pe mingea de basket aici cu Bogdan prima oară, nu? Așa, într-un mod, într-un cadru profesionist, la un club, am spus. Și cum a fost prima ta lecție, mai ții minte? Da, eram în soare. Da, știi că a fi greu, asta înseamnă a fi și foarte bun. E o țintă, da? Să poți să învingi toate eforturile. Mulțumesc! Acum să-l ascultăm și pe Ștefan. Ștefan, haide! Ștefan, unul dintre noi, chiar foarte noi noștri colegi. Ce înseamnă nou? De cât timp? De cât timp ești aici? A, de... Ai o lună? Da, o lună. Îți mai aduci și tu aminte de primul tău antrenament aici? Da. Ia, povestește-mi puțin. Cum a fost atunci? De ce? Nu m-am țipat. Am încurajat. Am încercat să fiu muncitor, să fiu pe teren. Așa. Și ce nu ți-a ieșit? Clar că primul coș a fost ratat, nu? Da. Și te-ai supărat, ai necăjit? Nu, am zis că o să încerc pe viitor, nu o să fiu mai bun la pas. Și se simte o evoluție după o lună? Da. Rămâi aici sau e doar așa o mod de petrecere a timpului tău liber? Sau vrei să faci sport de performanță? Vreau să rămân aici. Repet, poți să fii aici doar pentru ca să faci un sport de plăcere, fără să te gândești la performanță, sau să rămâi aici să te pregătești să devii un mare campion? Vine un mare campion, cum va deci? Așa să fie. Mulțumesc mult, Bogdan! Sunt minunați cei mici și cred că tu ceea ce îți propui cu ei, așa cu pași mici și siguri, văd că nu te grăbești foarte mult să-i arunci în arena competițională. După părerea mea, a face antrenamente cu adevărat și a investi în tine și în tehnică și în pregătire fizică este mai important. Iar atunci, chiar dacă intrați mai târziu în diferite competiții, veți urca direct poate pe podium. Să fim pregătiți să reprezentăm la un nivel bun sau foarte bun. Îți mulțumesc frumos! Bun! Cum vă spuneam, repet, vă încurajez din toată inima să citiți frumoasele și fetele articole care se face acolo. Nu este vorba numai de basket, este vorba de sportul bușorean, sportul comunității acestea, aceste frumoase comunități în care ne trăim. Sportivi de lume, care au fost în comunie, în care au fost și în comunie, care au fost în comunie, chiar și eu am citit. Este super fain. Sportivi tineri, primări, sportivi din sportul american, lucruri noi pe care apar de ales. Bine? Super tare! Și dacă îmi permiți, Bogdan, o să completez la pagina 51, cum v-am rugat pe toți să deschideți revista, să vă dea Bogdan autografe, este chiar povestea antrenorului idol al vostru, dar o să mai găsiți povestea și lui Olah, să știi că și el este în revistă, da, și el este prezentat. Haideți, dragii mei, să vă ofere antrenorul vostru și idolul vostru autograf. Normal că o să ajungă scumpă.
La numărul 3 vreau să scriu deja despre performanța voastră și să vă prezint pe voi, așa? Da. Deal? Deal, deal, deal. L-am primit un... Vai că o să ajungi tu să oferi autografe peste ceva timp. Vă încurajez să citiți revista. Chiar s-o dați și la prietenii voștri să o citească. Foarte mulți copii, 5.000 de elevi timișeni primesc această revistă gratuit și vor citi poveștile de succes. Iar mesajul vostru de astăzi va ajunge pe paginile de Facebook online la școlilor unde noi am distribuit revista și o să vă asculte copiii și cine știe, poate o să vă treziți că vă bat la ușă să se apuce de basket. Da. Și Matei Mihai, păi, dacă nu e Matei Mihai, aici nu va primească și el, dai tu? Am dat astea autografe, dar asta nu înseamnă că sau îmi doresc să văd ziua asta, trec ziua când o să vă cer și eu autografe. Ce frumos! Cel mai dau asta. Este visul că oricărui antrenor, dragă Bogdan, nu? De altfel. Nu neapărat orice aș face, asta ar fi pasă orice, Finalul întâlnirii cu voi, care mi-a făcut foarte mare plăcere să vă văd astăzi în plină desfășurare, dragii mei basketbaliști, o să vă rog să rostiți după mine sloganul campaniei noastre permanente. Iată ce spunem noi copiilor de 10 ani și o să vă rog să rostiți după mine. Trimiteți copiii la sport! Trimiteți copiii la sport! Mersi frumos! Succes!